6 proiecte de hotărâri au convocat astăzi consilierii locali într-o ședință extraordinară. Ordinea de zi a ședinței a cuprins 6 puncte, 2 dintre acestea vizând acordarea unor ajutoare financiare. Primul ajutor financiar a fost acordat în vederea achiziționării de cadouri pentru copiii angajaților cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Tot pentru sărbătorile care se apropie, un sprijin financiar l-a primit și Asociația Seniorilor Giurgiuveni. În cadrul aceleiași ședințe s-a mai aprobat și transmiterea unui sector de drum care face parte din drumul județean 503A. Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Județean. Punctul 5 al ordinei de zi a vizat aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2013. Ședința extraordinară s-a încheiat cu aprobarea contractului de colaborare încheiat între Bursa Română de Mărfuri și Municipiul Giurgiu.